Salutare, prieteni! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Am decis să mai fac un video cu preîncălzitorul auto de la firma Schiffert. Iar în acest video o să vă prezint produsul folosit de mine, o să vă prezint caracteristicile acestui produs, dar și modul de instalare corect. Iar în cele din urmă o să vă prezint un test făcut de mine în urmă cu câteva zile la minus 18 grade. Produsul vine însoțit de manualul de instrucțiuni, extrem de util, și nu uitați, în cazul în care comandați telefonic produsul, folosind codul Calaș Garaj, o să primiți un discount de 10% și transport gratuit. Acest lucru este valabil până la sfârșitul lunii februarie. Dar înainte, aș dori să vă spun câteva lucruri despre aceste tipuri de preîncălzitoare oferite de către firma Schiffert. Există o gamă variată de preîncălzitoare disponibile, care poate fi folosită atât pentru automobile, dar și pentru uz casnic sau industrial. Aceste produse pot fi instalate pe orice tip de generator de curent, cu motor de tip termic, indiferent de marcă. Spre exemplu, preîncălzitorul de 1800W poate fi folosit la încălzirea apei din piscină. Un alt aspect interesant este faptul că aceste produse pot fi reparate după folosire îndelungată, mai exact prin înlocuirea rezistenței din interiorul preîncălzitorului, care poate fi achiziționată separat. Revenind, în manualul de instrucțiuni puteți găsi absolut orice detaliu legat de acest produs și modul de instalare corect. Preîncălzitorul folosit de mine are o putere de 800W. Este alimentat la 220V și este compatibil cu standardul IP44. Mai exact, produsul poate fi supus intemperiilor și poate fi imersat în apă până la 10 cm pentru aproximativ 30 de minute. Modul de instalare este extrem de simplu. În cazul automobilelor, trebuie să vă asigurați că produsul are suficient loc pentru a fi instalat. Și trebuie să vă gândiți la un circuit prin care să facilitați alimentarea acestuia. Firul verde trebuie conectat la caroseria mașinii. Preîncălzitorul trebuie instalat cu partea electrică în jos, după cum se poate vedea în această poză. Partea de alimentare, sau mai bine zis, turul circuitului de apă, vine montat în partea de jos, iar returul, partea prin care este împinsă apa în motor, în partea de sus. Foarte important să nu uitați, după umplerea și aerisirea circuitului de răcire, să aerisiți și preîncălzitorul prin desfacerea acestui șurub. Următorul minut reprezintă un exemplu de pornire la minus 18 grade, după ce preîncălzitorul a funcționat pentru aproximativ 35 de minute. Și deși telefonul arată minus 14 grade, temperatura indicată dintr-un plastic diesel din dotare arată minus 17,5 grade. Apa din motor a ajuns la 50 de grade. Relantiul este după pornire de 500 de rotații pe minut. Iar imediat după pornire, temperatura scade cu aproximativ 10 grade. Motiv pentru care turez motorul ușor pentru 20 de secunde pentru o uniformizare a temperaturii din blocul motor. Iar relantiul revine la 800 de turații. Și asta este tot. Pornire rapidă și fără probleme. Eu sunt mulțumit de acest produs și îl recomand. Totuși, vă rog să luați în considerare dimensiunea produsului și spațiul pe care îl aveți în compartimentul motor pentru a vă asigura că aveți suficient spațiu pentru instalare. Și nu uitați de promoția valabilă până la sfârșitul lunii folosind codul Calaș Garaj. Vă mulțumesc pentru vizionare!